Bună seara, doamna Doina Ișfanoni. Bine ați venit la Bruxelles. Bun găsit dumneavoastră, bun găsit Bruxellesului, pe care de de atâta vreme nu l-am mai revăzut. Doamna Doina Ișfanoni, spuneți-ne cu ce ocazie ați venit la noi la Bruxelles. Este o ocazie cu totul specială pentru două motive. În primul rând, invitația onorantă pentru mine pe care am primit-o din partea Institutului Cultural Român de la Bruxelles și a unei bune prietene care se numește Carmen Hoppertan și care împreună cu această minunată fundație Artis reușește să confere românilor care nu sunt acasă un strop de bucurie cu un prilej minunat mărțișorul. Suntem de fapt astăzi în pragul unui eveniment extrem de important, foarte drag nouă celor care, într-un fel, suntem depozitarii unici în Europa a acestei minunate tradiții. Doamna Ișfanonii va avea loc un eveniment astă seară la ora 18.30, la ambasada Republicii Moldova, despre ce veți vorbi uh, persoanelor care vor fi acolo? De fapt, iacătă că noi românii nu suntem singuri în seara aceasta, ci împreună cu alți deținători de această practică culturală deosebită, Mărțișorul, deci Republica Moldova, Bulgaria, Macedonia și în partea aceasta din Balcani, mă refer și la Grecia și câteva comunități românești din Serbia și Ucraina, păstrăm acest minunat tezaur de cultură tradițională care este Mărțișorul și vom încerca în seara aceasta să decriptăm misterul acestui mod de a marca ziua de 1 martie, căutând pe firul Mărțișorului atât originile sale, căutând semnificațiile, întrebându-ne când și cine îl face, cine îl poartă, cât se poartă, de deci ce îl poartă, unde îl lasă, cei cu el. Vom încerca să dăm oamenilor de azi, tinerilor, dincolo de vârstă, pentru că mărțișorul aparține tuturor vârstelor și tuturor celor care iubesc tradițiile, să dăm, dacă vreți, un răspuns prin mărțișor la cum putem să fim altfel într-o zi din începutul primăverii. Ce simbolizează firul roșu și alb? sigur acest fir care prin cromatica sa ne trimite în timpurile vechi, în simbolismul care înconjura viața civilizațiilor arhaice, face ca firul acela roșu, o dinioare de lână, apoi de bumbac, mai târziu din mătase, să ne ducă cu gândul la expresia culorii care înseamnă viață tumultoasă, care înseamnă tinerețe, care înseamnă, dacă vreți, iubire iubire care înseamnă acel prea plin al existenței și pe o altă direcție înseamnă căldură. Celălalt fir, albul, aduce cu sine o semnificație a purității. Știm cu toții că la redeșteptarea naturii totul este curat și pur, are și o notă de candoare de asemenea acest alb și mai are ceva, este expresia în simbolismul mai ales din lumea orientală a ceea ce semnifică căldura înțeleasă ca lumină. De asta dată ne aflăm întotdeauna la un prag astronomic, ia cât în curând de vine chinocțiul de primăvară, dar în vechime ziua de întâi era Anului. Pentru lumea greco-latină era, de fapt, 1 martie, ziua când anul nou se instituiau. Mai rămas în partea Orientului și acum aceste reminiscențe ale vechiului calendar care spunea anul are numai două anotimpuri, când renaște și moare vegetația. De aceea această împletire a luminii cu căldura, de aceea această dragă dragoste specială pe care o prindem în firul mărțișorului și care în felul acesta punându-l, făcându-l pentru cei ce-l vor purta, devine și o amuletă, devine și un transmițător de energie, devine, dacă ne gândim puțin mai spre timpurile trecute, o expresie a iubirii, pentru că el este dar și știm că orice dar din partea celui care îl dă, transmite concomitent destinatarului o fărâmă din sufletul și norocul este acest mărțișor ca și aspect este exterior. Uh, același peste tot în toți Balcanii, în tot sud-estul Europei? Uh, să știți că este interesant. În ultima vreme ne preocupăm cu mai multă atenție ca specialiști etnologi de problematica acestor forme de manifestare ale tradiției mărțișorului și constatăm că firul alb cu roșu este peste tot peste tot în Republica Moldova, și la noi, și în Bulgaria, și în Grecia, și în Macedonia. Deci el trăiește în Balcani, peste tot, sub această cromatică plină de, de, de străvechi semnificații. De asemenea, peste tot se pune la zi de întâi. De asemenea, el este apanajul. Noi românii am cam pierdut puțin uh, și al femeilor, și al bărbaților, și al tinerilor, și al bătrânilor. Există în uh, acești destinatari ai mărțișorului, aș spune, uh, o adevărată bucurie de a-l purta, cine, ca și la colindată, cine este exclus, înseamnă că are ceva special de a fost exclus. Deci mărțișorul nu trebuie să-l mai ales la zi de întâi sunt practici vechi care spun în toată această lume că de fapt el se pune dimineața, în seara aceasta îl pregătim, iar mâine dimineață, înainte să ne dăm jos din pat, punem firul mărțișorului, fiindcă contactul cu forța telurică, una din rădăcinile mărțișorului, merge către simbolismul lunii, acel element dominat de principiul feminității al condiții al fertilității, care aduce în atenție un lucru extraordinar de important, și anume capacitatea germinativă pe care, prin intermediul mărțișorului care poartă această amprentă a zilei de întâi, poate să confere purtătorului forța regenerării, pentru că el, știm cu toții despre magnetismul lunar, în primul pătrar, când luna este în creștere, aduce pământului, oamenilor, tuturor vietăților, acel prea plin al vieții, acea dorință de a se impune uh, prin o energie cu totul specială. Doamna doina Ișfanonim, Există un proiect multinațional al Bulgariei, Republicii Moldova, al României, al Macedoniei, și înțeleg că aceste țări și-au dat mâna pentru a întocmi un dosar ca acest mărțișor, ca acest simbol tradițional care există în aceste țări să fie inclus pe lista reprezentativă a patrimoniului imaterial al umanității. Desigur, este o mare bucurie pentru noi ca specialiști din aceste țări unde este o practică unică și extrem de originală. să lucrăm la acest dosar e aproape un an de când ne-am pornit la treabă, fiindcă este o muncă destul de laborioasă. Liderul acestui proiect este România, prin persoana doamnei academician Sabina Ispas, directoarea Institutului de Etnografie și Folclor Constantin Brăiloiu al Academiei Române, iar specialiștii din Bulgaria, din Republica Moldova, din Macedonia ne-am pus eforturile și cunoștințele la oaltă pentru a demonstra două, trei lucruri fundamentale ca să pot să înscrii în lista patrimoniului Material al umanității, o practică culturală. Să demonstrăm că această, acest mărțișor nu se mai găsește în altă parte să demonstrăm că el este încă o practică vie, activă în fiecare dintre țările noastre, să mai demonstrăm de asemenea că mergând pe firul mărțișorului, legătura cu generațiile trecute, legătura cu strămoșii și chiar cu perioadele istorice vechi, a avut o filiațiune care nouă ne-a îngăduit să spunem them prin mărțișor, pe de-o parte, ne prezentăm și ne, ne evidențiem foarte expresiv această particularitate în diversitatea culturală a Europei și a lumii. Pe de altă parte, însă, reușim să ne integrăm într-un areal de cultură și civilizație care, cel puțin pentru lumea mediteraneană, dar nu numai, aduce în atenție comportamente culturale de marcare a începutului uh, de de an fixat și reglat prin intermediul acestui flux ciclic al vegetației. Este, deci, că cum omul de azi, care poate îl privește ca pe o mică bijuterie sau îl privește ca pe un fel de practică inutilă de cele mai multe ori, spun, mai ales în mediile urbane, unde febra acum a mărțișoarelor și la București, și la Sofia, și la Chișinău, și la Scoplie, să știți că au umplut străzile. Este atât de vie și de dinamică, încât nu-ți vine să crezi. Deci, trebuie să arătăm că, de fapt, noi, cei de azi, nu uităm și este foarte important că ziua de 1 martie nu este o zi care a calendarului, ci este un reper de spiritualitate străveche. Doamna Ișvanonim, sunteți extraordinară! Vă mulțumim că ați fost astăzi seara aici la Radio Artist și ne-au spus atât de multe lucruri despre tradiția mărțișorului. Vă așteptăm, de altfel, așa cum ați mai venit în cadrul altor proiecte pe care le-am desfășurat împreună sau în alte, cu alte ocazii. Și sperăm să avem cât mai multe tradiții românești înscrise pe lista patrimoniului uh, imaterial universal al UNESCO. Desigur, noi, ca români, am înscris, deja știm, călușarii, am înscris colindatul, am înscris doina. Uh, colindatul chiar în această iarnă a fost la Bacu promovat. Uh, de asemenea, ceramica de Horezu, ca savoir-faire, este și ea prezentă pe această listă a patrimoniului material al umanității. Suntem mândri pentru aceste lucruri și mai suntem mândri că, iacătă, am putut să colaborăm cu cei cu care avem în comun asemenea comportamente culturale și practici străvechi, pentru a demonstra că fiecare părticică din Europa asta este extrem de, de bogată și valoroasă. Bogată în diversitate, bogată în tradiții, bogată și... în cultură. De fapt, bogăția omului de astăzi ține foarte mult de spiritualitatea sa. Dacă viața cotidiană ne uniformizează, cred că partea de spiritualitate este aceea care ne conferă nouă originalitate, unicitate și, în ultimă instanță, identitate. Vă mulțumim, doamna Doina Ișfănoni.